Bună ziua, eu sunt Camelia și am preparat pentru voi un cozonac fără frământare, foarte bun și foarte pufos. Este o rețetă foarte simplă, se frământă toate ingredientele și se dă aluatul la frigider pentru o noapte. A doua zi scoatem aluatul din frigider și îl lăsăm la temperatura camerei până își dublează volumul. Între timp, noi o să preparăm umplutura. După ce aluatul a crescut, îl răsturnăm pe masa noastră de lucru, tapetată cu făină. Dacă mai este nevoie, o să mai adăugăm încă puțină. Apoi întindem aluatul, punem umplutura, împletim, lăsăm la crescut și dăm la cuptor. Vă mulțumesc tuturor și sper că această rețetă o să vă placă. Rețeta o găsiți pe canalul meu de YouTube. O găsiți pe canalul meu de YouTube. Am să las link-ul de dedesubt. O zi frumoasă!